Pe sectorul de aproximativ 7,2 km al drumului național 66A, aflat sub administrarea DRDP Timișoara, între kilometrul 16 plus 624 și kilometrul 23 plus 800, se desfășoară lucrări de consolidare importante. Dalele din beton, casetele laterale de lărgire, drenurile longitudinale și rigolele carosabile, precum și podețele dalate, au fost demolate. De asemenea, pe anumite sectoare ale acestui tronson, a fost deja așternut stratul de bază din mixtura asfaltică, marcând un progres semnificativ în cadrul acestui proiect.